vineri, pe 12 mai, am fost onorați de o ultimă aterizare a două dintre aceste aeronave, MiG-21 Lancer, care de vineri înainte vor rămâne în dotarea bazei aeriene de la Boboc, că în principiu destinația lor va fi aceea de material didactic pentru elevii și cursanții care ne trec pragul, elevii școlii de maestri militari și subofițeri a forțelor aeriene Traian Vuia, dar și cursanții de la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Aeriene, tot de la Boboc. Și... acestea două au venit cu un ultim salut al MiG-ului 21 Lancer, o aeronavă care de 61 de ani și-a făcut cu brio serviciu pentru Forțele Aeriene Române. Ați putea să ne spuneți ce reprezintă această navă pentru cei care urmează să învețe pe ea? Cu siguranță este o etapă foarte, extrem de importantă în cariera lor militară. Este primul avion cu reacție folosit de piloții militari de vânătoare din țara noastră. Cu ajutorul ei s-a asigurat pe parcursul a mai multor decenii serviciu de poliție aeriană, au avut întotdeauna cereri și au fost așteptați cu brațele deschise la toate meeting-urile aeriene, atât național cât și internațional. Iar piloții care au folosit această aeronavă, care au pilotat-o de-a lungul timpului, au fost adevărate legende și modele. Este un punct foarte bun de plecare pentru ceea ce urmează să se întâmple în Forțele Aeriene Române, și anume trecerea la aeronave de generația a cincea. Practic, elevii le vor putea studia la sol. La sol. Aceștia își vor exersa abilitățile de a monta, de a demonta piese, de a observa principii de funcționare și, sigur, toată imaginea de ansamblu a unei aeronave le va fi mult mai clară cu aceste două aeronave în dotare. La meeting vom avea ocazia să le vedem și noi? Cu siguranță. În expoziție statică va fi o ocazie unică de a te afla la bordul unei aeronave reactive care a scris istorie în aviația militară română.